Astăzi a debutat programul Litoralul pentru Toți. Agențiile de turism au mai multe oferte pentru sătmăreni. Tariful variază în funcție de gradul de confort al hotelului și dacă micul dejun este inclus sau nu. Litoralul pentru Toți a debutat chiar de azi, iar în acest program au intrat hoteluri de la 2 la 4 stele din toate stațiunile de pe litoral. Tarifele sunt foarte acceptabile la hotel de 2 stele, 6 nopți de cazare fără masă, încep de la 143 de lei de persoană, la hotel de 3 stele, tot așa 6 nopți de cazare fără masă, de la 178 de lei de persoană, iar la hotel de 4 stele, 6 nopți de cazare fără masă, 480 de lei de persoană. De asemenea, pentru cei care doresc să meargă în regim all-inclusiv, avem și aici câteva hoteluri care au intrat în program. La 3 stele, sejur de 5 nopți, all-inclusiv, 780 de lei de persoană, iar la 4 stele, 5 nopți, all-inclusiv, 895 de lei de persoană. Așadar, oricine își poate permite un concediu în septembrie pe litoralul românesc, iar vremea se anunță a fi bună în continuare. Litoralul pentru Toți este un program social destinat familiilor care doresc petrecerea unui sejur pe litoral în extra sezon. Perioada în care se desfășoară programul este 3 mai, 14 iunie și 1 septembrie, 15 octombrie. Durata sejurului este de minimum 5 nopți de cazare și participă hoteluri de 2, 3 și 4 stele. Meteorologii anunță vreme plăcută pe litoral și pentru începutul lunii septembrie. Astfel, cei care își vor petrece concediul acolo vor avea parte de câteva zile însorite.